Peste 130 de absolvenți de clasa a 8-a au rămas pe din afară după ce nu și-au completat corespunzător cererile de înscriere la liceu. Printre aceștia se numără elevi cu note foarte mari care au pierdut în detrimentul celor cu note mai mici, dar care au acordat o atenție deosebită completării formularelor. În data de 14 iulie 2022 a avut loc repartizarea computerizată a absolvenților de gimnaziu în unitățile liceale. Începând de astăzi, 15 iulie și până data de 20 iulie, absolvenții de gimnaziu pot să-și valideze înscrierea la liceul unde au fost repartizați. La nivelul liceelor tehnologice din județul Gorj, avem în acest moment un număr de 22 de locuri libere. O situație exactă a locurilor disponibile pentru etapa următoare vom avea practic în data de 21 iulie. 127 de candidați din județ au rămas nerepartizați, în special din cauza exprimării unui număr mic de opțiuni în fișa de înscriere. Anul acesta, cea mai mare bătălie la admitere s-a dat la Colegiul Național Spiru Haret, la profilul matematică informatică în limba engleză.